1 Împărați 19:1. Ahab a spus Izabelei, adică nevestesii, tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Greșea. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ierbăr și dorea să moară, zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Și s-a culcat și a adormit sub un ienucă. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela, ci după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: du-te, întoarce de pe drumul tău prin pustie până la Damas și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Amin. Amin. Doamne, te rugăm, prinde în continuare atenția noastră. Amin. Amin. Doamne, numai Tu ești acela care știi care sunt nevoile noastre cele mai intime, cele mai profunde și cele mai mari. De aceea te rog, vorbește-ne prin Duhul Tău. Amin. Așa cum știi Tu că trebuie să ne vorbești în această seară. Eu îți mulțumesc că ești Dumnezeul acestei adunări. Mulțumesc că ești Dumnezeul fiecăruia dintre noi și noi ne închinăm ție, Tată, în numele Domnului Iisus și te rog, vorbește. Vorbește-ne tuturora în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Una dintre ciudățenile cele mai interesante ale Cuvântului lui Dumnezeu și ale Bibliei este că Biblia, și vă rog să nu uitați asta, eu am mai spus lucrul acesta aici, însă îl mai spun încă o dată în această seară, ciudățenia, una dintre frumoasele ciudățenii ale Bibliei, una dintre intrigantele ciudățenii ale Bibliei, este că Biblia
nu-l explică pe Dumnezeu. Biblia doar îl declară pe Dumnezeu. Acum vă rog lucrul acesta să-l țineți minte, pentru că s-ar putea în următorii ani să aveți nevoie de adevărul acesta pe care trebuie să-l învățăm și trebuie să-l știm și trebuie să-l spunem și altor atunci când este cazul. Biblia nu le explică pe Dumnezeu, Biblia îl declară pe Dumnezeu. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos ne spune ceva despre Dumnezeu. De fapt, în această seară, în următoarele câteva minute, vreau să vă vorbesc despre Dumnezeul Bibliei. Despre Dumnezeul Bibliei, slăvit să fie numele. Amin. În Noul Testament, Dumnezeu se adresează unei femei de moravuri ușoare, frivolă era doamna, însă spre surprinderea mea și asta era iarăși este o chestiune intrigantă. Domnul Iisus Hristos, acelei femei cu care evreii nu stăteau de vorbă, pastorii probabil că ar fi ținut-o la distanță pentru că le era rușine să vorbească cu ea. Domnul Iisus se apropie de ea. Și aceste femei ușuratice, slăbuță din punct de vedere moral, îi face o descoperire extraordinară și spune așa, despre Dumnezeu îi vorbește și despre închinare. Și Iisus Hristos, Fiul, vorbește despre Tatăl și zice așa, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui Dumnezeu, nu se poate închina cum vrea El, ci trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Amin. Amin. Dumnezeu este Duh. Cum este Dumnezeul Bibliei? Și auziți o primă explicație. Dumnezeu este Duh. Dar cum este acest Dumnezeu Duh? Cum este un Duh? Ați văzut vreodată un Duh? Dacă l-ați vedea, v-aș și sperea. Știți cum este un Duh? Un Duh este un Duh. Nici nu știu cum să-l explic. Însă un Duh nu prea poate să fie explicat, pentru că un Duh nu-l vezi. Un Duh îl simți uneori, un Duh îl auzi alteori, dar nu-l prea vezi. Biblia spune că Dumnezeu este Duh. Slăvit să fie numele. Amin. Și pentru că Dumnezeu este Duh, noi trebuie să ne învățăm lui Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Însă Dumnezeul Bibliei are câteva trăsături speciale și aș vrea aici să rămânem. În ciuda faptului că Dumnezeu este Duh, acest Dumnezeu Duh are niște trăsături speciale și aș vrea să le învățăm pentru că o să ne intereseze în anul acesta trăsăturile lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm despre trăsăturile lui Dumnezeu, că doar așa vom înțelege și îl vom putea experimenta pe Dumnezeu și vom putea cunoaște pe Dumnezeu. Lui Iacov, patriarhul, cel de-al treilea patriarh, lui Iacov, Dumnezeu i s-a descoperit ca Dumnezeul care nu renunță. Ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult la Iacov și la Dumnezeul lui Iacov este că atunci când Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov, prin tot ceea ce face Dumnezeu cu Iacov, el se descrie pe sine ca Dumnezeul care nu renunță. Care nu renunță la Iacov. Iacov va fi, din punct de vedere uman, și din punct de vedere religios, și din punct de vedere teologic, Dumnezeu ar fi trebuit să renunțe de mult la Iacov. Însă frumusețea Dumnezeului Bibliei este că El este un Dumnezeu care nu renunță la noi în ușurință. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care nu renunță. Așa îi se descoperă Dumnezeul lui Iacov. Formă lui Iona, Dumnezeu știți cum îi se descoperă? Îi se descoperă ca Dumnezeul care te urmărește și te prinde. Deci nu te lasă, te urmărește și te prinde. Atenție cei ce încercați să fugiți de Dumnezeu, vă dau o veste. Dumnezeu fuge mai repede decât noi. Asta este peste bună. Asta înseamnă că Dumnezeu mai curând sau mai târziu ne va prinde pe fiecare dintre noi și ne va ajunge. Și deși Ion a încercat să fugă de Dumnezeu, că n-avea minte, era prostuț, era proroc, era predicator, dar nu avea minte suficientă, nu avea maturitate suficientă, a încercat să fugă, a fugit de Dumnezeu, dar
no chance, n-ai nicio șansă să fugi de Dumnezeu, că întotdeauna Dumnezeu aleargă ceva mai bine decât mine și decât noi toți la un loc. Însă lui Ilie, în pasajul acesta, din 1 Împărați 19, Dumnezeu îi se descoperă altfel. Lui Ilie, Dumnezeul Bibliei, îi se descoperă ca Dumnezeul care nu te lasă în pace. Și ce a făcut Ilie? După biruința aceea uimitoare de pe Carmel, când măcelărește 850 de proroci, acum să vă spun, n-aș fi vrut să fiu niciodată în pielea lui Ilie. Nu mi-ar fi plăcut să fiu prorocul Ilie. Oricât de puternic a fost prorocul ăsta lui Dumnezeu, n-aș fi vrut să fiu în pantofii lui, în pielea lui niciodată. Și sunt convins că nici care dintre dumneavoastră n-ați fi vrut. V-ați pus vreodată întrebarea ce înseamnă să măcelărești, să omori 850 de oameni? V-ați gândit vreodată? Păi, eu nu pot niciun pui să măcelăresc. Pot să-l mănânc, e adevărat. Dar să-l tai sub nicio formă. Nevastă mi-a încercat odată, a primit la Sebiș, când locuiam la Sebiș, a încercat să taie, a primit o găină sau un curcan, nu știu, ceva, ea știe, și a încercat să-l taie. Și noroc cu vecina că a văzut-o pocăită și s-a îndurat, i s-a făcut milă și a zis, hai că te ajut eu. Dar puneți-vă puțin în situația lui Ilie. Asta a trebuit, probabil că nu singur, că nu prea poți singur să omori cu cuțitul și din piatră, sau eu știu ce cuțit avea Ilie, nu prea pot să omori 850 de oameni. Însă ăsta a reușit. Era un profet sângeros, Ilie. Un mare om al lui Dumnezeu. A dus o revoluție spirituală extraordinară în Israel. L-a adus pe Dumnezeu din nou la evrei și realmente națiunea aceea a fost cutremurată de prezența lui Ilie, de mesajele lui, de lucrările lui extraordinare. Însă, după biruința aceea, din capitolul 18, ne întâlnim cu o altă fațetă a lui Ilie. Ilie era înfrânt după biruință. Și să vă spun ceva. Aproape tuturor celor ce suntem aici, ni se întâmplă chestiunea asta. După biruință. După biruința asta extrem de mare. Și ce face Ilie? Intră în panică. Ceea ce mă uimește pe mine la Sfântul Ilie, la prorocul Ilie, este că nu s-a temut de 850 de proroci al lui Baal și a statei, dar s-a temut de o femeie tare de tot. Și când s-a enervat Izabela, coana Izabela, doamna împărăteasa, când s-a enervat și și-a trimis mesajul la Ilie, dita mai profet, este înfrânt după biruință. Și așa de tare se teme de Izabela, încât fuge 40 de zile și 40 de nopți. Bine. Și se oprește tocmai într-o peșteră. S-a ascuns într-o peșteră pe muntele lui Dumnezeu. Tare s-a temut Ilie de Izabela. Și într-adevăr, când o femeie hotărăște să devină rea, domnilor, vă recomand să faceți ca Ilie. Când o femeie, serios, nu-i glumă, domnilor, vorbesc serios, vă recomand, când o femeie se supără și e rea, cred că este bine să nu vă bateți cu ea. Să faceți ca Ilie. Să ne ferească Dumnezeu de femei rele. Bine, și de bărbați răi. Dar Dumnezeu să ne ferească de Izabele în numele Domnului Iisus. Însă, ceea ce iubesc eu, bine, iubesc total sau cât pot mai mult, dar ceea ce îmi place la Dumnezeul Bibliei este că Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care nu te lasă în pace. Ilie fuge, se sperie, se panichează de doamna împărăteasă, că aia și-a arătat furia și colții. Am înțeles că Izabela se purta un fard foarte gros. Foarte urât, foarte bădăran, așa spune Biblia. Se farda și
Îi plăcea să aplice multe creme. Nu știu ce creme erau pe vremea aceea. Poate soția mea, că e cosmetician, știe mai bine ce creme aveau în antichitate. Însă femeia asta purta far. Și se pare că femeile care se fardează sunt foarte periculoase. Foarte periculoase și sunt rele. Și așa de tare s-a speriat ăsta încât a fugit 40 de zile. Nu l-a mai putut prinde nici îngerul. Cu chin cu vai l-a prins îngerul și a dat un pic să mănânce. Însă a tot fugit. Și atât de mult a fugit până când a ajuns pe muntele Horeb și acolo s-a ascuns în peșteră, în întuneric. Dar aici intervine Harul lui Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei, frați și surori, este Dumnezeul care nu ne lasă în pace. Chiar când ne ascundem în întuneric, chiar când fugim de oameni, chiar când intrăm în peșteră și ni se pare că nu mai știe nimeni deloc de noi, Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care nu te lasă în pace, slavă lui Dumnezeu. Amin. Și asta este un lucru extraordinar. Amin. Dumnezeu nu te hărțuiește, dar Dumnezeu nu te lasă în pace. Amin. Una este să hărțuiești pe cineva, dar cu totul altfel este Dumnezeul Bibliei. El este Dumnezeul care vine după tine, care știe unde locuiești. Știați că Dumnezeu ne știe locația? Știați că Dumnezeu ne știe adresa? Și spre surprinderea mea, așa cum de fapt toți sunteți surprinși în felul acesta și majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți, Dumnezeu știe unde locuiești. Dumnezeu știe chiar și prenumele. Și când Dumnezeu îl găsește pe Ilie, se duce la el și spune: Hei, Ilie! Ce faci aici? Știți că Dumnezeu știe strada? Știe numărul tău de casă sau de apartament? Dumnezeu știe. Când Dumnezeu îi se descoperă unui om al său în vechiul, în Noul Testament, la convertirea lui Saul din Tars, și îi spune Dumnezeu unui profet, unui predicator la lui, cu numele de Anania, zice: Anania, te duci pe strada care se numește dreaptă, la numărul cu tare, acolo este un om cu numele de Saul, care se roagă, te duci și îi spui exact ceea ce spun eu. Dumnezeu, și asta tare îmi place, Dumnezeu știe unde locuiești. Chiar dacă locuiești într-un șopron, în întuneric, sau în peșteră, Dumnezeu știe cine ești tu, știe unde ești tu și îți cunoaște și numele slavului Dumnezeu. Amin. Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul care ne urmărește. Este Dumnezeul care nu ne lasă în pace și am descoperit aici un lucru foarte important, cred eu, pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne iubește atât de mult. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care nu ne lasă în pace tocmai pentru că ne iubește pe fiecare dintre noi, slăvit să fie Domnul. Însă auziți, Dumnezeu ne iubește atât de mult pe fiecare dintre noi încât ne urmărește și atunci când mergem unde El nu ne-a trimis. Dumnezeu nu l-a trimis pe Ilie în peșteră sub nicio formă, însă totuși Ilie de frică și de panică fuge și se oprește într-o peșteră și acolo stă în întuneric ascuns. Dumnezeu nu ne lasă în pace și atunci când o luăm razna. Și asta este mila lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, cel puțin pentru mine. Ei, latura asta a lui Dumnezeu, ca Dumnezeul care nu ne lasă în pace, este puțin agasantă. Însă, fraților, este șansa noastră că Dumnezeu nu ne lasă în pace. Amin. Amin. Hai să vă spun ceva. Un lucru foarte important. Faptul că în această seară ai venit în locul acesta nu este un accident. Suntem noi de noi așa, mai puținei. Însă fii atent. Faptul că ai venit aici în această seară și ce demonstrează? Că Dumnezeu nu te lasă în pace. Amin. Dumnezeu nu te-a lăsat în pace, așa cum mi s-a spus la momentul de rugăciune, să stăm în fața unui televizor. Sau să fii la mol. Unde te duci? La mol. De unde vii? De la mol. Ce ai făcut? O, am stat câteva ore la mol. Știi? Mol în sud, mol. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care nu ne-a lăsat în pace, ci săptămâna aceasta ne-a pus pe inimă, ne-a pus în inimă, în ființă, dorința să ne rugăm, să postim și să începem anul acesta cu Dumnezeu.
Și săptămâna trecută am fost 4 seri aici, săptămâna asta încă 4 seri aici, de duminică până mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul Bibliei nu ne lasă în pace și vrea să ne învețe pe fiecare cine este El și cum se comportă cu oamenii și să ne demonstreze că ne pasă, îi pasă de fiecare dintre noi, slavă lui Dumnezeu. Amin. Amin. Ăsta este Dumnezeul lui Ilie. Ăsta este Dumnezeul Bibliei. Este Dumnezeul care nu ne lasă în pace. Și asta este un favor pentru fiecare dintre noi. Însă auziți cum mai este Dumnezeul Bibliei. Recent mi-a spus cineva, zice, vă rog, rugați-vă pentru fiica mea, o femeie pe care eu o iubesc și o stimez foarte mult, și a spus, vă rog, rugați-vă pentru fiica mea, pentru că are mari coșmaruri noaptea. Mari coșmaruri. Și am început să mă rog pentru ea. Și mă rog ca Dumnezeu să-i dea pace. Amin. Știi? S-ar putea să fie Dumnezeu care nu te lasă în pace până când te pocăiești. Amin. Amin. Acesta este Dumnezeul lui Ilie. Acesta este Dumnezeul Bibliei, slăvit să fie numele. Amin. Însă Dumnezeul Bibliei mai are încă o trăsătură foarte importantă. Este Dumnezeul care pune întrebări. Și când l-a găsit pe Ilie, Dumnezeu când l-a găsit pe Ilie acolo în peșteră, în întuneric, ăla era ascuns în peșteră și în întuneric. Nu-l găsea, nu-l vadă nimeni. Niciun spion, niciun contraspion. Și când îl întâlnește Dumnezeu pe Ilie în peșteră, îi pune două întrebări, îl interoghează, începe să le ia la întrebări. Și de două ori Dumnezeu repetă aceeași întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Acum, când Dumnezeu pune întrebări, vă rog să rețineți adevărul acesta. El pune întrebări nu pentru că nu știe răspunsul. Când Dumnezeu pune întrebări, El pune întrebări, deși El știe răspunsul, însă Dumnezeu când pune întrebări, El vrea să ne trezească și să ne comunice un anume adevăr. Mai țineți minte când a murit prima dată, când au murit, da. Când au păcătuit Adam și Eva. S-au ascuns. S-au trezit goi, pușcă. Și ce a făcut? Se pare că primul croitor în vestimentație modernă, de modă, prima paradă a modei a făcut-o Eva. Și a croit un șorț din frunze. Cum o fi fost aia? Știți că moda Eva a inventat-o. Și când Dumnezeu vine la întâlnire în grădina Edenului și nu-i găsește la întâlnire, la rugăciune, nu-i găsește la închinare pe cei doi, și ce face Dumnezeu? Pune o întrebare. Și întreabă, unde ești, omule? Unde ești Eva? Unde ești Adam? Când Dumnezeu pune o întrebare, El are un scop foarte clar să mă trezească pe mine. Și să-mi comunice mie ceva foarte important. Când Dumnezeu pune întrebări, El vrea să ne oblige și să ne motiveze să gândim. Când Dumnezeu pune întrebări, El vrea să conștientizăm ceva anume și să mărturisim ceva, ceea ce trebuie mărturisim, să mărturisim fiecare dintre noi. Când Dumnezeu pune întrebări, înseamnă că te iubește. Eu vreau să vă pun o întrebare foarte serioasă în această seară. Și cred că Dumnezeu vă pune întrebarea asta prin mine. Dumnezeu i s-a adresat lui Ilie și a spus, ce faci tu aici? Eu vreau să vă pun o întrebare dumneavoastră și Dumnezeu vă întreabă prin mine, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Ce faci aici? De ce ai venit aici? Ce cauți aici? Când Dumnezeu pune întrebări, întrebările lui Dumnezeu sunt foarte pătrunzătoare, sunt foarte adânci. Dumnezeu nu-l izolează pe Ilie, Dumnezeu nu-l abandonează pe Ilie, Dumnezeu nu-l lasă în pace însă pe Ilie și când îl întâlnește pe Ilie, îi pune niște întrebări, două întrebări, aceeași întrebare o repetă de două ori și când Dumnezeu repetă ceva, este foarte serios, lucrurile sunt foarte serioase, și îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Acum, întrebarea aceasta pe care Dumnezeu i-o pune de două ori, este o întrebare foarte provocatoare. Pentru că cele două întrebări identice pe care Dumnezeu i le-a pus lui Ilie, sunt foarte importante pentru fiecare dintre noi și ele ne vorbesc despre două adevăruri majore.
Și auziți care sunt acestea. Ce faci tu aici, Ilie? Și implicația este fundamentală că Ilie nu avea ce căuta acolo. Aia era implicația. Din când în când Dumnezeu ne urmărește și ne ia la întrebări și ne întreabă ce faci tu aici, pentru că sunt uneori locuri în care noi nu avem ce căuta. Și Dumnezeu vine după noi și ne întreabă ce faci tu aici, ce cauți aici? Ce cauți în locul ăsta? Ce cauți în mașina asta? Ce cauți în vagonul ăla? Ce cauți în camera aia? Ce cauți aici? Ce cauți în locul ăsta? Ce faci tu aici, Ilie? Dumnezeu îmi spune că Ilie nu avea ce căuta și doi, Dumnezeu nu avea ce căuta acolo și Dumnezeu îmi spune mie prin această întrebare că locul lui Ilie nu era singur în peșteră. Fraților, Dumnezeul Bibliei, și cu asta închei, Dumnezeul Bibliei, fraților, ăsta este Dumnezeul care mă scoate și ne scoate din depresie. Dumnezeul vede pe Ilie singur în peșteră. Știți că Ilie era depresie acolo, era speriat de circumstanțe, l-a copleșit furia acelei femei, după biruința aceea extraordinară, furia acelei femei l-a copleșit. Însă auziți, șansa lui Ilie și șansa mea este tot harul lui Dumnezeu. Amin. Că Dumnezeu, și atunci când sunt singur și mă izolez, Ilie s-a izolat, dar Dumnezeu nu l-a izolat pe Ilie. Și când îl întâlnește Dumnezeu, îi pune o întrebare și prin întrebarea aceea îl scoate pe ăsta din depresie, că ăsta era în depresie. Știți cam cum reacționează oamenii care sunt în depresie? Știți ce a făcut Ilie când a ajuns în depresie? A spus, destul! Vreau să mor! Oamenii care sunt în depresie își doresc moartea. Unii se reușesc nefericita sinucidere, reușesc să se sinucidă. Și ce înseamnă depresie? Depresie înseamnă numai gândurile, numai gândurile care îți răpesc bucuria. Te focalizezi numai pe negru. Te focalizezi numai pe rău și spui, pentru mine nu mai există nicio șansă. Și ce înseamnă depresie? Înseamnă că te simți urmărit de cineva. Exact de cineva care vrea să-ți ia viața. Exact așa. Auzi voci. Te sperii. Se pare că toți te urmăresc. Este o boală gravă. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. Însă, frumusețea Dumnezeului Bibliei este că atunci când Dumnezeul Bibliei îl întâlnește pe robul său, pe proroc, îl scoate din depresie. Știți cum putem să ieșim din depresie? Ținem cont de soluția pe care Dumnezeu are pentru depresie. Și ce a făcut? Cum a tratat Dumnezeu depresia? I-a dat lui Ilie de lucru. Și a spus, te duci înapoi, băiete, ai venit aici, dar ai venit în zadar. Te duci înapoi. Și asta este iarăși o altă dovadă că Ilie n-avea ce căuta acolo. Și a zis, te duci înapoi pe drumul pe care ai venit. Du-te, întoarce-te pe drumul tău oprit. Pus fie până la Damasc. Și când vei ajunge acolo la treabă, la lucru. Când ești în depresie, n-ai voie să stai singur. Trebuie neapărat să ieși din vizuina ta, din cușca ta. Când ești în depresie, nu poți să stai în peșteră, în întuneric, închis în casă toată ziua, că intri mai mult în depresie. Dar Dumnezeu îi se descoperă lui Ilie și îl scoate din depresie, îl scoate din peșteră și spune, te duci înapoi. Ești la gura peșterii. Te duci înapoi pe drumul pe care ai venit și te apuci de lucru. Fraților, când suntem în depresie, trebuie să începem să muncim ceva. Nu stai izolat, că te încurci și o încurci și încurci și pe alții de lângă tine. Amin. Amin. Însă Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care mă scoate din depresie. El îmi pune întrebări, Dumnezeu începe să comunice cu mine, Dumnezeu nu mă lasă în pace, pentru că El este Dumnezeul Bibliei, slavă lui Dumnezeu, este un Dumnezeu care mă iubește atât de mult, încât mă urmărește. Eu nu știu de ce exact Dumnezeu v-a adus aici în această seară. Nu știu de ce Dumnezeu mie mi-a schimbat mesajul în această seară, pentru că atunci când Cătălin m-a întrebat de unde citesc, vreau să citesc dintr-un alt text cu totul altceva. Însă Dumnezeu mi-a schimbat mesajul în această seară și Dumnezeu nu greșește niciodată și eu trăiesc cât mai mult după călăuzire. Doamne, ajută-mă! Amin. Înseamnă că cineva din adunarea aceasta
a avut nevoie de mesajul acesta despre Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei nu este un tiran. Dumnezeul Bibliei nu te abandonează. Și atunci când fugi, Dumnezeu vine după tine și nu te lasă în pace. Și atâta te urmărește Dumnezeu. Atâta te urmărește Dumnezeu. Atâta te urmărește Dumnezeu până când te scoate din depresie, până când te scoate din întuneric, până când te scoate de acolo, din cușca în care te-ai ascuns. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care nu te lasă în pace. Slavă-i! Amin. În încheiere vreau să mai spun încă un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Ilie a reușit să fugă de Izabela. Dar nu și de Dumnezeu. Vreau să vă încurajez pe toți care vă rugați pentru cineva drag. Oamenii pot să fugă de oameni. Însă cred și mărturisesc, frați și surori și stimați ascultători, că atunci când ne rugăm pentru cineva drag, mișcăm inima lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor. Amin. Și Ioan ne spune în capitolul 5 din epistola sa, că atunci când ne rugăm și cerem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne ascultă. Amin. Amin. Este voia lui Dumnezeu mântuirea celor dragi noștri. Este voia lui Dumnezeu transformarea lor. Să avem îndrăzneală să continuăm să ne rugăm pentru ei. Amin. Oamenii pot fugi de noi, dar nu pot fugi de Dumnezeu. Și când te rogi, știi ce faci? Îl trimiți pe Dumnezeu pe urmele Lui. Și nu uitați, Dumnezeu vede chiar și în întuneric, în peșteră. Amin. Amin. Când te încrezi în Dumnezeu și când te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite îngerii pe urmele lui Ilie și Dumnezeu a trimis îngerii pe urmele lui Ilie și când te urmăresc îngerii, fii atent, când te urmăresc îngerii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu când te urmăresc, știi ce? Tu poți să dormi, că vine și te trezește. Și ce făcea Ilie? Era speriat, dar obosit. Și a dormit. Și ce face îngerul? De două ori am citit, zice, îngerul l-a atins. Și a spus, trezește-te și mănâncă. Când ești omul lui Dumnezeu, chiar când ai făcut o prostie, chiar când fugi, chiar când te-ai speriat degeaba, când ești omul lui Dumnezeu și ești în frân după biruință, fii atent, Dumnezeu nu te lasă în pace. El te urmărește pentru că te iubește. Slavă lui Dumnezeu. Amin. Și îngerul îl găsește dormind, și îl trezește. Îl atinge, îl trezește. Pe Ilie, îngerul lui Dumnezeu l-a atins să-i dea viață. În Noul Testament, în Faptele Apostolilor, un înger al lui Dumnezeu îl lovește pe Irod și ia viața. Îngerul îl lovește pe Irod și Irod moare dintr-o dată. Zice că un înger l-a lovit pentru că i s-a urcat lui Irod la cap din cauza mândriei. Însă de data aceasta, îngerul lui Dumnezeu îl lovește pe Ilie, îl atinge pe Ilie ca să-i dea viață. Eu cred și mărturisesc pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Că atunci când mă rog, Dumnezeu începe să lucreze. Atunci când mă rog, Dumnezeu începe să miște cerul și își trimite îngerii pe urmele copiilor noștri. Când mă rog, Dumnezeu începe să fie activat. Când mă rog, Dumnezeu devine activ. Și John Wesley spunea, singurul lucru pe care Dumnezeu îl face este că El răspunde rugăciunilor bisericii sale. Amin. Doamne, ajută-ne să nu disperăm când ne rugăm. Amin. Îngerul l-a atins, l-a trezit. Tot am stat și m-am gândit când am pregătit din textul ăsta din 1 Împărați 19. Oare cum a fost dejunul acela, breakfastul acela pe care i l-a pregătit îngerul lui Ilie? Oare cum a fost? Deci că era jar și o turtă și totul era totul era fresh. Eu dacă iubesc ceva este pâinea proaspătă. Ce nu-mi place pâinea de cheie. Dar aia proaspătă e o ispită și jumătate. Oare cum a fost mâncarea aceasta? Cină, breakfast, prânz? Ce-o fi fost ce i-a pregătit îngerul când îi spune scoală-te și mănâncă? S-a uitat și la căpătânul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. Și asta este
lucrarea lui Dumnezeu. Știați că Dumnezeu atât de mult mă iubește încât este interesat în cele mai mici și mari nevoi ale mele. El este Dumnezeul care nu mă lasă în pace pentru că mă iubește. Este Dumnezeul care mă urmărește pentru că mă iubește. El este Dumnezeul care mă scoate din depresie și îmi dă de lucru. Fii atent. Dacă ești în depresie în această seară, stai de vorbă cu mine. Dumnezeu înseamnă că vrea să-ți dea de lucru. Amin. Nu sta în peșteră. Ești în întuneric. Vino, fă curățenie la biserică. Serios. Ești în depresie. Avem nevoie să mai facă cineva curățenie. Vino în parte fluturaș. Vino că te învăț să faci evangelizat. Vino, nu sta în peșteră, în întuneric, că ți se agravează soată. Dar Dumnezeul Bibliei e Dumnezeul care mă scoate din depresie. Este Dumnezeul care, de care nu pot să fiu. Ilie a reușit să scape de Izabela, dar n-a reușit să mai scape de Dumnezeu. Și asta este un favor din partea lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să fim lăsați în pace de Dumnezeu. Ne ferească Dumnezeu. În Romani 1, fiți atenți, cu asta chiar închei. În Romani 1, există acolo câteva grupe de oameni, grupuri de oameni pe care Dumnezeu i-a lăsat în pace. Fii atent. Până când Dumnezeu vine și te ia de urechi, înseamnă că îi pasă de tine. Până când Dumnezeu vine și îți mai trage câte una așa, înseamnă că îi pasă de tine. Până când Dumnezeu vine și îți mai dă câte o joardă, înseamnă că îi pasă de tine. Până când Dumnezeu nu te lasă în pace, înseamnă că îi pasă de tine, că te iubește. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Când Dumnezeu lasă însă pe un om în pace, înseamnă că l-a abandonat. Și în Roman, Pavel spune, zice, din cauza că au urmat pornirile inimilor lor și au făcut păcate, prostituție, nebunie, femei cu femei, homosexuale, lesbiene, prostii, nebunii, scârbe de genul acesta. Zice, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Asta înseamnă să te lase Dumnezeu în pace. Și ce înseamnă aia? Să vă traduc. Înseamnă să te lase să faci ce vrei și să zici, oh, eu fac ce vreau și nu m-a prins nimeni. Eu păcătuiesc, eu șmecheresc. Nu știe nimeni. Îi înșel pe toți. I-am dus, i-am tradus. Sunt așa un bun actor. S-ar putea să fii bun actor. Să mă înșel pe mine. Să îl înșel pe Dumnezeu. Să înșel toată biserica. Sau să ți se pare că îl înșel pe Dumnezeu. Dar fii atent. Dacă trăiești în păcat și zici, nu știe nimeni și nu a prins nimeni, ești un mare fraier. Și de ce? Dacă trăiești în păcate de tot felul și nu ți s-a întâmplat nimic, să nu cumva să te bucuri. Și de ce? Pentru că s-ar putea să fii lăsat în pace. Cea mai grea pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru un om, pentru o națiune, și care este? Să o lase în pace. Să nu mai facă nimic. Să nu mai mustră. Să nu mai cer. Să te lase în pace. Adică, aia înseamnă că ești abandonat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. De aceea noi, în această seară, trebuie să hotărâm fiecare dintre noi. Să devenim robii lui Dumnezeu. Amin. Știați că nu există libertate pură? Nu există. Ori suntem robii lui Dumnezeu, ori suntem robii diavolului. Nu există libertate. Din cauza aceasta să-i mulțumiți lui Dumnezeu că El nu v-a lăsat în pace. Să-i mulțumiți lui Dumnezeu când vine cineva și vă ia de urechi. Ați auzit vorba aceea acelui sfânt din vechime, Isaac Siru, care a spus așa, ține-mă, Doamne, de urechi, că dacă nu te vând ca Iuda. Și tare mare dreptate de avea. Și era un sfânt. Cred că din când în când și noi ar trebui să ne rugăm, Doamne, ia-mă de urechi, ține-mă de urechi! Dacă nu te vând ca Iuda. Faptul că suntem aici este harul lui Dumnezeu. Amin. Iubește-L pe Dumnezeu Bibliei. Este șansa mea. Stai sub autoritatea Dumnezeului Bibliei. El este Dumnezeul care te iubește atât de mult încât L-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru tine. Slavă Dumnezeului nostru. Amin. Amin.